Ni se alătură domnul Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Bună ziua, domnule Tătaru, mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Bună ziua! Ultimul bucureștean diagnosticat, știm că era internat din 5 martie pentru alte probleme medicale acolo în Spitalul Gerota. Care sunt informațiile despre el, domnule doctor? Da, astăzi internat pentru o patologie concomitentă în Spitalul Gerota pe 5, dezvoltă simptomatologie respiratorie destul de severă. Ieri, pentru care se adresează spitalului Matei Balș, unde este testat și pentru coronavirus. În acest context este depistat pozitiv și se dirigează către spitalul de boli infecțioase. Astăzi starea lui este stabilă. Epidemiologia și DSP-ul București au început o anchetă epidemiologică la spitalul Gerota, urmând să identifice tot ce înseamnă contacți, atât direct cât și contactii contactilor, iar rezultatul de la testele făcute contactilor apropiați sunt 3 contacti care s-au prezentat la Matei Balș aseară, urmând să dea și o altă turnură anchetei epidemiologice. Fiind internat în spital pentru alte probleme medicale din 5 martie, e limpede că în această perioadă foarte mulți asistenți medici au intrat în contact cu el neștiind care coronavirus. Ne puteți spune în total câți oameni au intrat în contact cu el? Tot ce a însemnat secția în care a fost internat sunt considerați ca și contacti. Se face o anchetă epidemiologică la nivelul fiecăruia dintre ei. Așteptăm rezultatul fiecăruia dintre ei, iar la așteptarea acestui rezultat se va merge și pe anchetă pentru fiecare în parte, în condițiile în care va fi depistat pozitiv coronavirus. Probabil îmi imaginez undeva peste 10 persoane sau mai mult, 10 de oameni care să fie intrat în... Peste 10 persoane care vor fi evaluate. Testarea pozitivă va deschide o anchetă suplimentară pentru fiecare dintre cei testați și rezultatul fiind pozitiv. Medicii de acolo care au intrat în contact cu el, asistenții, sunt în carantină sau sunt izolați la domiciliu? Da, au izolare la domiciliu, iar în așteptarea testului se va decide dacă va fi o carantină sau vor fi internați în spital. Mai avem astfel de cazuri de pacienți, domnule secretar de stat, care să fie internați în spitale pentru care să existe suspiciunea de coronavirus? În general, suspiciunea se pune pe o definiție de caz, venirea din zonă sau prin contactul direct cu cineva infectat cu coronavirus. În acest moment mai avem în așteptarea rezultatelor încă 40 de teste pentru persoane suspecte ca și prin contact sau venit din anumite zone. Și ne puteți spune de unde sunt sau în ce spitale sunt? Nu sunt în spitale, ei sunt în așteptarea testării. În spitale nu avem așa ceva decât cei de la Gerota care sunt considerați contacți. Închiderea școlilor, am văzut închiderea grădinițelor, a liceelor, traficul feroviar, aerian, rutier, înspre, dinspre Italia, suspendat. Cum priviți aceste măsuri pe care le-ați luat și la ce să ne așteptăm după instituirea acestor măsuri? Care ar trebui să fie rezultatele? Sunt măsuri preventive, având în vedere la ce se întâmplă în Italia și în general în Europa. În acest moment, dacă ați putut vedea, în Italia dimineața a decretat carantină pe tot teritoriul. Asta înseamnă că ce va veni din Italia vor fi puși în carantină și la noi. Așteptându-ne la un aflux de cetățeni români din Italia, am încercat să limităm acest aflux tocmai prin întreruperea zborurilor directe și pe circulație rutieră și feroviară. În acest context, pentru ce se întâmplă în Italia și în țară, am luat aceste măsuri tot preventive pentru o săptămână jumătate, suspendarea cursurilor, cu posibilitatea de a prelungi această perioadă dacă situația o impune. Dar, mă repet, sunt măsurile preventive tocmai pentru extinderea acestei epidemii care se naște în Europa. Aveți informații despre un număr al românilor care se îndreaptă spre România venind din Italia acum? Estimările se fac de la o zi la alta și în funcție de punctele de trecere ale frontierei. Ne așteptăm la un aflux important în următoarele 2 zile, dar ne așteptăm să scadă apoi și cu măsurile luate în Italia. Noi suntem în acest moment în poziția de a, și mă repet, de a carantina tot ce vine din Italia și românii care se întorc de acolo trebuie să știe că vor rămâne în carantină 14 zile, vor fi testați la intrare și a 13 și a 14 zi din perioada de carantină și mai desfășurăm preventiv și teste santinelă pentru românii simptomatici care se întorc din Franța, Spania și Germania pentru a vedea dacă extindem acea arie de izolare la domiciliu și pentru cei care vin de acolo. Ce să facă turiștii, domnule Tătaru, care, să spun, poate n-au ascultat sfatul autorităților și în ultima săptămână au plecat în Italia? Sunt turiști acolo.
pot reveni în țară? Ce sfaturi aveți pentru ei? Dacă sunt turiști, nu lucrează acolo, nu stau acolo, nu au domiciliu, pot reveni în țară, dar trebuie să știe că dacă vin din Italia vor fi puși în carantină 14 zile. Și ceilalți care muncesc acolo și care totuși vor să se întoarcă în România, ce le spuneți, statul ce le transmiteți? Doar dacă au o problemă urgentă în România să vină, dacă nu, să-și amână această călătorie în România, tot preventiv pentru tot ce înseamnă copiii, rudele, bunicii și părinților. Pentru a putea identifica simptomele coronavirusului, o ultimă rugăminte, domnule doctor, explicați-ne ce înseamnă, cum debutează boala, cum evoluează, cum ne dăm seama. Boala poate debuta, poate fi și asimptomatică. Da? Deci sunt și purtătorii sănătoși. Am avut astfel de cazuri, cel de la Gorj, tânărul din Timișoara, domnul din Olt, care a fost contact pasager cu cel din Hunedoara. Pot fi și asimptomatici sau cu forme foarte ușoare, totuși rebelă sau un puseu de febră, care trec de la sine. Sunt cam 80-82% din cazuri. Sunt fenomene care se comportă pseudogripal, tuse, durere în gât, durere la înghițire, greutate în respirație, stare de moleșeală, ca și cum ar fi bătuți. Da? Sunt acele semne care pot, în sindromul pseudogripal, să traducă o infecție coronavirus, dar, mă repet, trebuie să avem și o definiție de caz, să se întoarcă din zonele cu risc, pe care le avem și se găsesc pe site-urile Ministerului Sănătății, sau să fie avut contact cu o persoană infectată cu coronavirus. În total, la nivel național, câte rezultate așteptați ale testelor pentru coronavirus? Noi am testat peste 800 de cetățeni care aveau simptomatologie sau nu, care au fost contacți sau care veneau din zone de risc. În acest moment avem 17 infectați cu coronavirus, dintre care 5 sunt vindecați, sunt acasă, ceilalți sunt într-o stare stabilă, în internare, așteptăm negativarea testelor și evoluția, sperăm, favorabilă a bolilor concomitente pe care le au. Mai așteptăm de la persoane suspecte încă în jur de 40 de rezultate.